considerați că totuși soluția la ce spuneați în legătură cu, cu instituțiile statului, având în vedere că sunt atacuri pe toate fronturile împotriva instituțiilor statului, considerați că prin consolidarea încrederii în instituții se vor rezolva aceste probleme care sunt punctuale până la urmă? E vorba de persoane. Deci dacă vorbim de portocal, nu putem vorbi de întregul DNA, pentru că sunt oameni profesioniști acolo. Deci anumite persoane din aceste instituții au creat probleme și creează probleme societății. Cum considerați că s-ar putea întări încrederea în instituțiile statului? Pentru că atacurile pe această zonă vin. O să vă dau un exemplu foarte simplu. În general, când discutăm de om și de sănătate, discutăm de imunitate. Ce înseamnă imunitate? Imunitatea înseamnă că în momentul în care am făcut o răceală, organismul produce anticorpi și elimină răceala, da? În momentul în care m-am tăiat la mână, imunitatea mea la un moment dat duce la oprirea sângelui. Nu se întâmplă același lucru dacă nu am imunitate, să rezolv dacă am diabet, da? Ori, în momentul de față, constatând că nenea asta portocală, care a ajuns rușinea justiției românești, da? E un om despre care eu spun cu toată siguranța că ar trebui cercetat penal, măcar pentru cercetarea abuzivă, 280 cod penal, 9 cod penal, măcar pentru asta, da? Deci acest om a adus justiția română în următoarea situație. Se vorbește de el de 6 luni de zile. De 6 luni de zile văd eu la televizor înregistrări cu el, da? Și acum sunt două variante. Înregistrările sunt în regulă sau nu sunt în regulă. Dar pentru că eu sau dumneavoastră să putem ajunge la o concluzie, ar trebui ca cineva, nu eu sau dumneavoastră, care are autoritate, să deschidă un dosar, să ia înregistrarea, să o verifice dacă e autentică, să audieze pe portocală, pe cei care trebuie să vină să spună o dată, portocală e curat. Nu a făcut nimic, aia să se nenorociți și eventual să-i sancționeze pe cei care vehiculează informații de acest gen. Atâta vreme cât 6 luni de zile nu s-a întâmplat nimic. Se pune problema anticorpilor din justiție. Iar anticorpii din justiție ar trebui generați, așa cum pancreasul are o funcție, da? Ar trebui să-i facă CSM-ul. Pentru că CSM-ul este cel care trebuie să dea imboldul ca să întâmple niște lucruri. Pentru că și magistrații au niște reguli. Nu poate un magistrat să zică, bă, frate, colegul meu de acolo nu știu cum. Dar CSM-ul are inspecția judiciară și are posibilitatea să pronunțe. În momentul în care, pe lângă portocal, da, se mai întâmplă lucruri la inspecția judiciară, unde se ceartă oamenii care sunt să o controleze pe Căveși. Una din inspectoare îi spune șefului, domne, m-a amenințat Căveși și mi se topeau picioarele, nu știu mai ce. Ăla înregistrează și dă în spațiu public. Aia îi face plângere pentru șantaj. Procurorul general o trimite la Căveși și să cerceteze povestea respectivă. Separat de asta, CSM-ul nu poate să ia o decizie. Pentru că 5 judecători la un moment dat se supără și pleacă pentru că erați 7, vreau să, nu știu, judecători vreau să le ia fără inspecție judiciară. Deci cât se poate declara că acolo e o babilonie? Ori problema este următoarea. Și când te duci la doctor, dacă doctorul îți spune, domne, îți operezi bila și ți-o scot și o să te simți bine, chiar dacă încă te doare și te operează poimine, da? Ai încredere că îți va opera bila și o va scoate. Acum, nu știm dacă reușești operația, dar cel puțin psihologic. Ai așteptarea. Tu vezi de 6 luni de zile încoace că justiția este terminată cu peste tot. Și nimeni nu face nimic. Asta e problema. Pentru că eu vă spun un lucru. Probabil că specimene ca portocală mai există. Și nu doar justiția românească. Dar în orice justiție ar fi acest portocal, ar fi foarte repede marginalizat. Pentru că anticorpii din sistem asta ar trebui să facă. Și cu portocală, și cu ce se întâmplă la inspecția judiciară, și cu ce se întâmplă la CSM. Pentru că aici, eu asta vă spun, nu e problemă de a face politică. Pentru că eu nu cred că contează în momentul ăsta dacă ești PSD-ist sau penelist sau de la ALDE sau de nu știu unde. Cred că se vede cu ochiul liber că e o problemă. Nu putem spune cine are dreptate. Problema există. Și e clar că cineva trebuie să aibă dreptate. Poate n-au nici unii, poate că dreptatea e alta. Dar cineva trebuie să o cerceteze. Pentru că lumea nu mai are încredere în justiție. Se fac în continuare dosare. Începe urmărirea penală împotriva unui ministru PSD, da? PSD-ul a jucat foarte bine imagistic această situație și a spus, dom'le, ăștia a spus pe noi, da? În contextul în care nenea asta portocal, o să fac o gândire pur și simplu speculativă. Păi ce dosar a făcut portocal? Păi a făcut dosarul Ponta, da? De unde era Ponta? De la PSD. I-a făcut dosarul Ghiță, de unde era Ghiță? De la PSD. I-a făcut dosarul Șova, de unde era Șova? De la PSD, da? Păi n-are portocală ceva cu PSD-ul, domne. Bine, nu ne gândim că în urmă cu un an a făcut și lui Mircea Roșca, care era șeful PNL-ului pe asta. Dar cei mai cunoscuți erau ăștia, că Roșca nu mai e în spațiul public în momentul de față, da? Nu vezi că nu au făcut treaba asta? Păi de-aia au făcut lunea Dragnea, de-aia au făcut Tantișa Ide, că au ceva cu noi, da? Și în ultima instanță, da? În ultima instanță, speculativ, da?
Dom'le, pot convinge oameni. Ori cred că interesul oricui nu este să cauți explicații, ci interesul este să ai încredere în justiție. Că dacă te duci acolo și te gândești cum o condamnă, că sunt pesedist sau că sunt penalist, nu cred că e în regulă. Trebuie să mă trimită în judecată să mă condamne pentru că am făcut ceva.